Întregime Națiune, ne vedem din nou la Orban TV cu o nouă ediție a emisiunii Poveștile Trecutului. Acum două zile, pe 8 aprilie, comunitatea romilor a sărbătorit Ziua Mondială a Romilor. Despre o comunitate cunoscută, mai puțin cunoscută majoritarilor, controversată, cu problemele ei, cu bune, cu rele. Discutăm astăzi cu domnul Vasile Fieraru, președintele Alianței pentru Unitatea Romilor din Bacău. Bine ați venit, domnule Fieraru, la Orban Bacău. Bine v-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație și vă salut, vă spun bună seara dumneavoastră și prietenilor celor care ne urmăresc în acest moment. Vom discuta astăzi despre istorie, despre tradiții, despre valori, despre dialogul intercomunitar, despre problemele comunității rome. Dacă nu vă supără o primă întrebare, o întrebare care stă în mintea și pe buzele multora. Romi sau țigani? Care e diferența? Când a apărut această diferențiere? Eu am, domn, la 45 de ani, până în 89 nu auzisem vreodată de termenul rom. Ce înseamnă rom, la urmă urmei? O să încerc să vă explic atât cât mă pricep și sper să reușesc să mă fac și înțeles. Ca și în limba română, spre exemplu, noi românii ne numim români. Corect. Englezii, dacă îi întrebi pe un englez ce cetățenie avem noi respectiv, o să ne zică rumen. Nemții, Romanian, da? În limba română, cuvântul român ne definește originea, da? Naționalitatea. În limba țigănească, respectiv limba romanii, da. Cuvântul rom face precizarea naționalității. Definește nația, naționalitatea. De exemplu, dacă în limba română aș vrea să spun eu sunt român, da? Și o spun la modul acesta, eu sunt român, iar dumneavoastră sunteți israelian, în limba romanii, dacă ar fi să spun eu sunt țigan și dumneavoastră israelian, aș spune la modul acesta. Mesom rom. Haitusan israeliano. Am înțeles. Ați înțeles? Deci, denumirea de rom este denumirea acestei etnii în limba ei proprie. Total de acord. Ăsta este adevărul. Un sociolog, un etnolog, mai exact, și chiar și un istoric român spunea pe la 1400 și ceva că romii între ei se numesc romi. Da? Dumneavoastră ca rom considerați în denumirea de țigan, care s-a folosit mult timp, până în 90. Avem de la țigania de lui Ioan Budai de Lainu până la mușchiul țigănesc. Așa este. Considerați a fi o denumire preorativă, jignitoare? Personal nu mă deranjează dacă sunt făcut țigan sau rom, să știți. Pentru că dacă părinții mei, bunicii mei, chiar eu, atâția ani am reușit să nu ne simțim lezați în momentul în care ceilalți ne spuneau țigani, nici acum nu ne simțim țigani. Să știți că, într-adevăr, țigan este folosit cel mai des în sensul preorativ. Atunci, într-adevăr, este o jignire. Probabil ați auzit des cuvântul mă nu fi țigan, mă nu te țigăni, în momentul în care încerci să, știu eu, să duci, să negociezi ceva. Românii folosesc, dacă cel care încearcă negocierea să obțină un preț în favoarea lui mai mic, îi se spune, băi, te țigănești, ce faci? Sau, cu siguranță ați auzit de multe ori, te neci ca țiganul la mal. Asta este într-adevăr un lucru, dacă îmi permiteți, o să vă zic și de unde vine vorba aceasta și într-adevăr lucrul ăsta e deranjant, pentru că acum câteva sute de ani buni, probabil știți, să fac o scurtă istorie, romii
vreo 500 de ani în spațiul românesc au fost robi și marea majoritate a celor care ne privesc știu lucrul acesta. Pe la 1856 a avut loc dezrobirea romilor. A tuturor categoriilor de romi. Da. O să intrăm când vom face istoricul. Da. Și boierii, la vremea respectivă, romii fiind ținuți în sclavie. Da. Da. Termenul de rob e un pic cosmetizat, așa, ca să nu dea rău, să nu dea prost. Știți, este istorie... sclavie exact ca cea negrilor din America. Exact. Se vindeau, se cumpărau, puteau fi bătuți, puteau fi omorâți. Total de acord. Și mă bucur că aveți puterea să recunoașteți lucrul acesta. Să știți că mulți cetățeni români nu acceptă... Poate nici nu cunosc. Poate pentru ei, pentru mulți, sclavia aia de pe plantațiile bumbac din America. Poate mulți chiar nu știu de lucrul ăsta. Și ar fi bine să le facem cunoscut faptul că romii din secolul 15, când sunt atestați prima dată în Moldova, până în secolul 19 au fost robi. Rob nu în sensul cum erau țăranii iobași care plăteau niște dări către boieri pentru un lot în folosință. Pur și simplu erau în proprietatea stăpânului, statului, a bisericii și exact. A boierilor. Erau efectiv ca niște animale. Dacă îmi permiteți, o să vă zic pe scurt, încerc să sintetizez. Da, într-adevăr, aceasta este istoria adevărată. Mi-aș dori ca elevii, ca tinerii de astăzi, ca în manualele de istorie, acest lucru să fie lecția aceasta despre romi și despre dezrobire. Eu am făcut școala pe timpul lui Ceaușescu. Într-adevăr, am învățat despre dezrobirea romilor, dezrobirea... Dar, v-am spus, se cosmetiza și multe lucruri. Practic, istoria o scriu învingătoare. Se dorea la vremea respectivă ca majoritarii românii să nu păteze într-un fel sau altul istoria cetățenilor români. Că dacă noi, practic, niciun popor nu-și dorește, astăzi civilizat, să afle, nu dă bine, să afle că înaintașii lui au folosit oameni în folosul lor, i-au folosit pentru munci grele, fără să-i plătească, sclavi la propriu. E un lucru urât, e o pată. Părerea mea personală, pe obrazul oricărei națiuni, este o pată să știi că strămoșii tăi, înaintașii tăi, au avut sclavi în posesie. E un lucru urât. Și probabil s-a dorit să ascundă lucrurile astea. Adevărul este cel care l-ați spus dumneavoastră mai devreme și istoricii ne arată că sunt consemnate date istorice pe la 1300, chiar când au fost donați unei mănăstiri 40 de sălașe de romi, istoricii ne spun lucrul ăsta chiar cu Gălnicianul. Și ei nu au venit pe teritoriul țărilor române ca robi. Da, ei nu au venit așa. Mai trist. N-au venit. Pentru că romii care sunt originar din India, în migrația lor, odată ce din actuala Bulgaria au putut să treacă în țara românească, înseamnă că aveau libertate de mișcare, deci nu erau robi. Așa. Dacă au ajuns din țara românească în Moldova, iar au avut libertate de mișcare. Deci înrobirea s-a petrecut practic pe teritoriul statelor românești. Exact. Principatelor române la vremea respectivă. Mai precis, pe teritoriul Moldovei. Și pe teritoriul țării românești. Dar dacă nu au venit din țara românească în Moldova, dacă s-au putut deplasa, înseamnă că din țara românească au venit liberi. Da, după aceea au venit în partea asta altă ca robi. V-am pus la început acea întrebare referitor de la denumirea, la etnonimul acestei comunități și vă spun părerea mea. N-am fost folosit niciodată cuvântul de țigan cu sens preorativ. Pur și simplu, așa cum rom este denumirea acestei comunități în limba romanii, dacă aș fi vorbitor de limba romanii, aș spune rom. Așa este. De exemplu, germani, noi spunem nemți. În limba română, asta e denumirea de neamț. Germanul își spune deutsch. Și se simte jignit, și se simte jignit dacă altcineva îl numește altfel decât în limba lui de baștină este... Da, eu ce să fac? Dacă vorbesc cu un german și dacă vorbesc în limba română, nu pot folosi într-o vorbire în limba română un cuvânt cu... M-am întâlnit cu un deutsch la piață. Da, eu un pic parcă peste
Îți vine greu să pronunți Da. cuvântul, da? Și dă și prost pentru Da. auz, pentru cel care recepționează mesajul. Așa este. Pentru un om care nu se gândește la lucruri preorative sau negative spre comunitatea romă, pur și simplu, țigan este denumirea acestei comunități în limba română. Probabil va trebui să treacă mulți ani de acum încolo, pentru ca viitoarele generații probabil ne vor spune romi. Eu, pentru că militez și activez în domeniul ăsta, v-aș putea spune un lucru care l-am sesizat eu personal. Unii din cetățenii majoritari, dintre români, se simt un pic, ca să vă spun, lezați în orgoliu, dar, pentru că nouă ni se spun romi. Datorită faptului că românii sunt numiți români, da? Și nouă, noi ne, în concepția unora, ne autonumim romi, da? Zice că se face trecerea asta de la rom-român, este foarte ușor perceptibilă, știți? Bă, stați un pic, ăștia sunt romi și ne cam... Cu străinătatea, că scriem bun rom. Exact, exact. Indicativul pentru român este R-O-U, nu R-O-M. Deci mulți lucruri. Dar v-am spus lucrurile acestea pentru că sunt de fapt două denumiri ale aceleași comunități în două limbi diferite, fără ca acest lucru din partea mea să fie o chestie preorativă. La urma urmei, dacă mă gândesc la limba romanii, cât mai cunosc, din cunoștințele mele, din am avut și contact și cu elevii romi și astea, eu aș fi gagiu, nu? Da. Sigur. Da? Deci, în limba română, termenul pentru român sau, în general, pentru străin. Orice alte populații, exact, în afară de cele de romi. Da. Deci sunt romi și ceilalți. Exact. Rom sau gagio. În momentul în care ai spus gagio, e ca și cum ai spune străin. Altă naționalitate decât rom, decât țigan, pe înțelesul dumneavoastră. Da? Da. Culmea e că seamănă puțin și cu termenul japonez. Să știți că și japonezii pentru outsider, pentru cei din afară, tot gagio. Spun gaji. Gaji. Asta, ca să înțeleagă spectatorii noștri, de fapt, gajică este o fată care nu este de etnie romă, nu? Da, da, așa da? Este. O și fată mulți folosesc, străină, gajică. Și mulți folosesc acest termen cu sensul de iubită. Da. Deși mulți nu știu care este originea cuvântului. Da? Despre comunitatea romă, spusesem la un moment dat că prima atestare a romilor în Moldova apare într-un act de donație în timpul lui Alexandru cel Bun pe 2 august 1411, când Pan Toader Pitic primește 3 sate. Unul dintre acele sate se numește Țigănești. Corect. Este prima atestare pe teritoriul Moldovei. Până în secolul XIX vorbim despre o comunitate, de fapt singura comunitate de pe teritoriul României în stare de sclavie. De pe teritoriile românești. Românești, la da. Momentul respectiv erau principatele române. Da. România nu era un singur da. Stat. Robie. Asta însemna că erau cumpărați, erau vânduți, erau exploatați, erau bătuți, erau puși la munci foarte forțate. Grele. Existau robii ai statului, ai domniei, existau robii ai mănăstirilor și bisericilor, existau robii ai boierilor. Sălașele de romi de pe moșia unui boier erau de multe ori așezate la marginea comunităților românești, la marginea satelor, și constituiau țigănia domnească, țigănia boierească. În această perioadă, romii erau folosiți și la munci agricole. Dacă îmi permiteți să vă spun eu, vă mulțumesc. Până în momentul de față nu vă pot contrazice și mă bucur că cunoașteți detaliile acestea despre etnia mea. Sunt foarte bucuros și m-aș bucura ca majoritatea românilor să înțeleagă și să cunoască istoria adevărată a romilor. Pentru că sunt absolut convins că atunci când cunoști o persoană, e mult mai ușoară acceptarea.
poți conviețui împreună cu orice altă nație dacă o cunoști. Dacă o cunoști suficient de bine, dacă îi cunoști istoria, dacă îi cunoști obiceiurile, tradițiile, este mult mai ușor să accepți. Da. Atunci când nu cunoști o etnie, există un sentiment de repulsie. Așa stă în natura noastră a oamenilor să ne ferim de necunoscut, de lucruri pe care nu le cunoaștem. Într-adevăr, și mă bucur că ați spus aceste lucruri, Robi, țiganii, romii la vremea respectivă, care erau denumiți țigani de către boieri, că erau cele trei categorii de robi, robii mănăstirești, robii domnești și robii boierești. Deci robii care nu erau în posesia, în stăpânirea mănăstirilor sau a boierilor, cei care erau liberi, erau practic robii domnești, care au fost practic și primii care au fost eliberați, care au fost lăsați liberi. Au fost cei domnești, cei bisericești. Și ultimii au fost cei boierești. Private, ca să spunem și așa. S-a insistat foarte mult, probabil știți, și cabinetul Căgălnicianu la vremea respectivă a făcut niște documente. Practic în 64 s-a reușit abolirea totală a robiei în România. A fost și niște interese atunci ale domnului Alexandru Ioan Cuza, se urmăreau practic niște... Nu vreau să ajungem aici, că ajungem la politică. Ok. Ideea este în felul următor. Deși existau și romii care erau folosiți la munci agricole, acei țigani de ogor, cum se spunea atunci, cei mai mulți... majoritatea erau folosiți în treburi legate de meșteșuguri. Fierari. Fierari, potcovari, lingurari, aurari. Mai erau și cei care lucrau prin casele boierilor, cei care ajutau la bucătărie, care făceau menaj, curățenie. Majoritatea erau acolo. Și dacă și-aduc aminte telespectatorii noștri, acele filme cu Mărgelatul și cu casele boierești, vizitiul era rom. Corect. Bucătăreasa era... Menajera era rom. Da, așa tot este, așa. La romă. Corect. Vasile Alexandrie are o frumoasă carte scrisă despre prietenul lui de copilărie, Vasile Porojan, cu care era frate de lapte. Boieroaicele nu alăptau. Copiii erau dați să sugă la doicele rome. Doicele rome. Așa este. Foarte frumos. Foarte, foarte rar romii erau folosiți în munca câmpului, poate și datorită faptului că ei erau la bază un popor nomad sau seminomad. Și atunci ei, ca rob, nu aveau dreptul să dețină pământ, nu aveau proprietate asupra lor, nu aveau acces la justiție, nu puteau să plângă nicăieri. Ei, fiind nomazi și neavând proprietatea asupra pământului, deci romii la bază nu sunt țărani, nu sunt lucrători de pământ. Romii la bază sunt meșteșugari. Meseriile, profesiile lor liberale, respectiv meșteșugăritul. Și o să enumăr câteva din că am văzut că ați încercat mai devreme. Deci tot ce se prelucra la vremea respectivă. Și acum sunt, aceste meserii sunt păstrate și în ziua de astăzi. Noi facem eforturi ca să conservăm anumite... Și aduse la suprafață, care aveau atât căutare de piața occidentală, lucrurile erau de manufactură. Erau foarte buni și acum în momentul ăsta, să știți că cei mai buni dintre cei mai buni meseriași, ca să nu-i laude doar pe romi, că sunt bijutieri care sunt bine mersi de alte naționalități și sunt foarte buni. Specialiști fac niște bijuterii de valori inestimabile, da? Erau foarte buni prelucrători ai metalelor. Nu numai a fierului, că făceau potcoave, săbii, sapă, pluguri și ce unelte erau întrebuințate pentru munca câmpului. Ei făceau bijuterii. Romii erau foarte buni bijutieri, făceau cercei, făceau inele, făceau însăși instrumentele respective la care ei le foloseau pentru nunți, petreceri și ce făceau. Și mă refer la tobă, la țambal, la vioară, la chitară, la fluier, instrumente de suflat. Erau făcute tot de meșteșugari romi. Ei făceau lucrurile astea. Alămurile. Exact. Fanfarele celebre. Exact. Și în ziua de astăzi, eu încă, acum am prieteni care merg și fac cazane, fac fărașe,
fac tot felul de obiecte, căni, ulcioare, ulcele, linguri, linguri de lemn, vase de lemn, cuvețele alea care le știți dumneavoastră. Ați văzut, dacă mergem prin stațiuni, sunt pline stațiunile de tot felul de obiecte fabricate din lemn, șah, buzdugane, ciocane, săbii, tot felul de lucruri de-astea pe care noi le luăm ca și suveniruri, sunt făcute și la vremea respectivă romii le făceau. Da. Știți că acum câteva sute de ani majoritatea veselei era din cine avea argintărie, trebuia să fie într-adevăr boierul boierilor, da? Da. Oamenii de rând mâncau din vase de lut sau din vase de lemn. Majoritatea obiectelor erau din lemn și metalul prelucrat de către cine? De către meșteșugarii romi. Cei care erau bijutieri sunt țiganii argintari. Noi avem așa funcție de, și acum nu mai bine facem, da, de îndeletnicirea, avem și denumirea. Fierare, de exemplu, eu mă numesc Fieraru Vasile. Da. Da? În mod normal, strămoșii mei au fost fierari. Făceau potcoave și nu numai că le fabricau, ei și potcoveau caii, îi curățeau. Știți că una din meseriile romilor și acum o mai practică sunt geambași de cai. Vindeau animale, cumpărau. Pe vremuri când boierii aveau o problemă cu un animal, cu un cal sau cu o vacă, o simțeau că este pe moarte, avea o boală, o problemă, ziceau că o duce la țigan sau la vraci. Da? Da. Și țiganul știa leacurile lui băbești, lua calul, chiar dacă el era pe moarte, îi dădea ce știa el că trebuie să mănânce, el îl curăța, îi dădea tratamentul care el îl știa la vremea aia și îl făcea bun, că asta era practic preocuparea celor care făceau geambășia asta. Lua mârțoagă, că așa este și un proverb, că le iau gloabă și îl dau cal, adică iau o mârțoagă și îl face bun. După câteva luni de tratament îl scotea bun, îl vindea și câștigau existența. Erau mijlocul lor de a-și întreține familia. Avem țiganii lăutari și vedeți că meseria asta suntem în vogă cu ea și da, se câștigă cel mai bine în momentul de față, da? Da. Nu vreau să mai dau exemple. Florin Salam, Adrian Minune, ăștia care sunt deja branduri. Connector. Da. Da? Andra. Avem și nume în Gioni Răducanu. La Andra, deși am văzut-o de multe ori, nu știu, ea o tot dă cu origine ardelenească, toate astea. Din informații de care putem să folosim, ea are rădăcini prin Băcioi. Da, în Corbasca. Total de acord, așa este. Dar văd că public evită să spune ei de la Reghini, e de prin zona aceea, o dă cu... Ați atins un subiect sensibil și eu, noi, Alianța pentru Unitatea Romilor, încercăm și nu numai, cred că multe organizații care activează pentru romi, încearcă să facă un lucru în ultimul timp. Noi am identificat una din problemele care agravează, vedeți dumneavoastră, romii refuză să-și asume identitatea. În ultimul timp, dumneavoastră, sunteți convins, fiind jurnalist, aveți informațiile necesare. Știți că după recesământul din 2011, ultimul recesământ oficial, a fost în 2011, numărul romilor s-a făcut public prin 2013, deci 2 ani mai târziu. Statistica nu ne prezintă cifrele reale ale minorității rome. Da. Asta e un lucru convins și nu o spun eu, o spun chiar foruri internaționale care cunosc într-adevăr situația. Este prezentată din anumite motive. O nu se declară, Una este o situație foarte, foarte interesantă în Transilvania, unde foarte mulți romi se declară maghiari. Da, o să vă zic acum un lucru, pentru că ați făcut referire la Sandra. Avem foarte mulți, noi romii, noi activiști, îi numim pe această categorie de romi, numim romii invizibili. Sunteți convinși și dumneavoastră că printre romi sunt personalități care au făcut lucruri mărețe chiar pentru România și au adus contribuția substanțial în toate domeniile. De cele mai multe ori, oamenii aceștia nu și asumă identitatea tocmai datorită respingerii tratamentului de care ar avea parte. Există în interiorul nostru, al tuturor romilor, să știți. Unii mai puțin, unii mai mult. Și o dăm exemplu pe Andra, care ați spus un pic mai devreme că își neagă. Că își neagă. Evită, ocolește evită, un pic. Evită să facă public acest lucru. Sunt mulți, ca Andra sunt mulți. Și avem ingineri, avem profesori, avem doctori. Avem chiar politicieni care refuză să-și asume identitatea,
datorită faptului că sunt respins, să zic așa, de societatea actuală. Încă nu toți românii, toți e mult spus, majoritatea cetățenilor români agrează, resping ideea asta de a avea o legătură. Aici cred că ar fi mai multe cauze. Poate chiar și după aproape 200 de ani de la, dezrobire, încă se mai simte în suflet rugina lanțului. Asta ar fi unul. Necunoașterea comunității. Faptul, lucrul bun nu se răspândește așa cum se răspândește lucrul rău. Foarte adevărat. Și din păcate, între un rom care face o infracțiune și un rom care și-a un doctorat, știrea mai degrabă este despre cel cu infracțiune. Și este impact, omul din afara comunității judecă întreaga comunitate în funcție de oamenii cu care intră în contact. Și dacă contactul este cu șuțul de buzunare și nu cu oameni de calitate. Vă spun, am avut ocazia și s-a asist la o lansare de carte. Eu am terminat facultatea de istorie la Sibiu. Și am avut ocazia, eram în aceeași clădire, aș facuta de litere, să asist la o lansare de carte de poezie în limba română, romanii și engleză, al Luminiței Cioabă. Cine cunoaște că una dintre cele mai mari poete rome din România contemporană este Luminița Cioabă. Total de acord. Și atunci omul zice, țiganii fură, țiganii aia. Nu, este o necunoaștere. Și că vorbeați de categoriile de romi în funcție de specificul meseriei. Eu în copilăria mea, când vedeam pe stradă țigănișo cu fustele lungi, verzi, roșii, apreciez faptul că încă se mai poartă portul. Eu românce cu catrințe pe stradă nu prea mai văzut. Femei rome am văzut. Deși și acolo se duce undeva spre un chici, adică s-a mai păstrat culoarea, s-a mai păstrat lungimea fustei. Mai rar văd acele fuste cu 200-300 de pliuri, cu acele decupaje la poale care indică calitatea, categoria femeii. Ascultasem într-un documentar despre istoria romilor. Uite că e foarte interesantă că femeile nemăritate jos la fustă, da. Bine, fusta, din câte știu, vine doar partea din față, este goală și se acoperă cu un șorț, din câte știu, sau este total de jur împrejur. Da, de jur împrejur. Istoricul romilor de acolo spunea că jos la baza pliurilor, fetele tinere au în formă de triunghi terminat decupajul, viața este înainte. Femeile măritate au partea rotunjită, adică este împlinită, este căsătorită, iar femeile bătrâne au o formă de dreptun pentru că este forma gropii și faptul că vine moartea. Aș vrea să vă contrazic, dar nu pot să vă contrazic. Vreau să vă zic, în schimb, un alt lucru. Domnișoarele, fetele nemăritate, să zicem așa, unul din simbolurile care arată starea în momentul respectiv, starea civilă, să zic așa, da, este părul. Femeile care au părul împletit și își fac codiții. Ați văzut că majoritatea, da, celor cu fuste sunt romii tradiționali. Da. Și în momentul actual în România, cam două categorii mai păstrează portul acesta și păstrează tradiția în adevăratul sens al cuvântului. Bine, s-au mai pierdut. Timpul a făcut să despară unele din obiceiurile noastre, dar referitor la port, țiganii bădănari și țiganii căldărari sunt cei, da, ați făcut dumneavoastră mai devreme o referire și la țiganii gabori. Cei de prin Ardeal sunt țiganii gabori și ei la fel. Diferența între țiganii gabori și bădănari și căldărari e pălăria și puțin vesta și chimirul. Da. Pe când gaborii au pălăriile alea cu bordul, da, lung, da, mare,
Femeile rome, în schimb, au același port, aceleași haine. Ca să poți să-ți dai seama dacă o fată este căsătorită sau nu, te uiți la părcele cu părul desplătit. Care nu au codițele împletite, sunt căsătorite. Cele cu codițe, neapărat fetele mari, au codițele la vedere, umblă cu părul împletit, să zic așa. Da. Asta e unul din simbolurile care ne pot indica dacă persoana este căsătorită sau necăsătorită. Aș vrea să, că ați spus ceva mai devreme și eu n-am reușit să duc ideea până la capăt. Noi, da, facem într-adevăr eforturi și consider că și românii, că mai devreme ați făcut o apreciere și foarte adevărată, începe să piardă din tradiție, din portul național românesc, începe să piardă. Fac eforturi etnologii noștri și încearcă să conserve și am văzut și o emisiune recentă pe la... prin Ardeal, nu știu exact pe unde, e un lucru bun și vedeți că broderiile românești, costumul național românesc se vinde bine tare acum pe afară, prinde bine și ar putea face un ban. E o metodă de a stimula conservarea portului românesc. Am reușit să conservăm. Noi încercăm să conservăm aceste obiceiuri, că sunt ca orice nație, nu toate tradițiile sunt cele mai bune. De multe ori există cutume în tradiția tuturor popoarelor care sunt un pic, să zic, în neregulă. Da? Să nu zic altfel. Da. Că vorbeam despre meșteșuguri. Exista imediat după dezrobire, dar cred că o greșeală a majorității a fost aceea de a încerca să românizeze. În sensul, pentru că românii nu înțelegeau modul de viață al romilor, care inițial nomad și bazat pe meșteșuguri. Pentru mulți români, de secolul XIX, pentru începutul secolului XX, omul harnic era care lucra pământul. Dai cu sapa. Chestia asta, când negociați, spune că se țigănește. Dacă aș ști și românii să țigănească cum o fac romii, poate ar obține mai multe lucruri dintr-o discuție. Dar, eu aș numi factorul ăsta, a spune că romii sunt un pic mai buni negociatori. Vorbeam o dată cu un prieten, spuneam că dacă aș fi vreodată președinția României, aș numi romii în toate ambasadele din lume. Vă felicit! Să știți că eu zic că un rom într-o jumătate de an vine cu vize din America. Total de acord. Dacă știe să se țigănească cum trebuie. A obținut această artă a negocierii pentru că el trebuia să-și vândă produsele ca pe să care supraviețuiască. Să supraviețuiască. Exact. Și nu poți să iei un om de o anumită cultură, de un anumit fel, de un anumit mod de trai și să-l transform după tiparele în care tu te simți firește și normal. Și eu zic că marea tragedie a romilor după eliberare a fost aceea că au fost rupți din lumea și modul lor de viață și implantați într-un mod de viață care nu era al lor. Și au rămas undeva blocați între două lumi. Nici tradițiile n-au mai putut să le păstreze și de mult nu au putut să integreze. Pentru că, hai să ne gândim la o comunitate de secol XIX, 1880, 1900, 1910. Venea șatra. Unde se așezea? Se așezea lângă la marginea satului. Da? Ei, exista o simbioză, o conviețuire din care trăiau și românii și romii. Venea primăvara. Păi trebuia să-și ascută plugul românul care era țigan, care era țăran. Da? Corect. Țiganul mergea la câmp. Dar românul trebuia să-și ascută plugul. Trebuia să-și potovească calul. Și sapa trebuia și pregătită, sapa. Trebuia bătută. Unde se ducea? Coasa trebuia ascuțită, bătută. Se ducea în țiganie. De acord. Când strângea recolta și strângea prunele, trebuia să facă o țuică. Unde se ducea să facă cazarul? Tot în țigănie se ducea. Vroia să mănânce. Îi trebuia o lingură. Se ducea în țigănie. Nici nu știți ce mă bucur așa. Că spuneți aceste lucruri. Exact. Și ce făceau oamenii din țigănie? Ok. Îi fac verigheta pentru nuntă, îi cânt la nuntă,
îi fac casa, nu destui, că îi fac tuciu. Mihai Viteazul a fost întâmpinat de niște lăutari romi la Alba Iulia. Da. Să știți. O căruță de țigani, și este și consemnat, l-au așteptat pe Mihai Viteazul și au cântat la punere. Romii, majoritatea meseriilor care le aveau la momentul respectiv, erau obligați, știți, ca și acum, practic, orice altă naționalitate, dacă se afla în situația respectivă, era obligată să se adapteze, să te aclimatizezi, da? Ca să supraviețuiești, trebuie să faci ceva. De-aia, romii, uite, printre noi există acum categoria asta de ursari, da? Foarte mulți români s-au întrebat, dar ursare, ce sunt ursare, ce făceau, ce meserie asta, da? Existau acei romi și sunt foarte viu colorat prin unele ilustrate. I-ați văzut, sigur, cu urși legați cu lanț, unul cu toba. Sau... Urși adevărați? Urși adevărați. Urși adevărați? Da, da. Una din tradițiile lor, știți că umblau cu caravanele, mergeau prin sate, făceau carnaval, ghiceau bătrânele, fetele dansau, ceilalți, orchestra cânta, băteau tobe, cântau la vioară ca să poată să danseze, fetele făceau trupele de trubaduri din... de prin secolul 15 încoace, de când au început să călătorească. Mariaci și țigani. Exact, exact. Trupele acelea de trubaduri erau alcătuite din romi. Da. Ei erau cei care veneau și făceau acele piese, încântau publicul, mergeau apoi prin public să le dea fiecare câte de ceva. De asta vă spuneam de o simbioză. Românul se ducea și îi făcea plugul și dădea în schimb umbli de fasole, umbli de făină. Trocul care se făcea la momentul respectiv, asta era serviciu prestat de romii la vremea respectivă. Primeau un schimb și să știți că lucrul ăsta e un pic paradoxal, să zicem, zilelor noastre. Dacă acum 200 de ani, orice comunitate, orice așezare, orice locație, sat, comună, da? Cum erau constituite comunitățile la vremele respective, erau foarte bucuroși că la marginea satului lor a venit o șatră de țigani și s-au așezat acolo. Exact. Motivele erau cele care le-ați zis dumneavoastră mai devreme, dar aveau nevoie, ei se așezau de obicei pe marginea râurilor pentru că aveau nevoie de apă, să adăpeze animalul, calul. Știți că romii țin foarte mult la cai, țin și acum. Da? Animalele care creșteau în șatră, să știi că romii, pe lângă căruță, n-aveau numai un câine, aveau și găini, aveau și oi și capre, așa au supraviețuit. Da. Au migrat, dar au migrat cu absolut toate cele necesare după ei ca să poată să-și întrețină familiile. Și-au... Erau veseli, erau bucuroși în momentul în care, știu cazuri și povestea bunicul, Dumnezeu să-l ierte că îl pomenim, că vineau gagii din satele vecine pentru că nu erau în apropierea satelor o șatră de țigani unde să vină ei să cumpere. Bunicii mei au fost bădănari. Cei care îi vedeți dumneavoastră astăzi în costumele cele tradiționale, lăsi se spuneau bădănari pentru că ce făceau? Din păr de porc făceau acele bidinele, nu știu dacă ați prins dumneavoastră, dacă vă amintiți, cu smoală, cu... Da. Asta construiau ei. Bunicul meu făcea parte dintr-un trib de ăsta care făcea bidinele și geambășie cu cai. Făceau acele bidinele de toate formele, mici, pensule, cu smoală, așa le făceau, să știți, cu smoală, cu lemn și aveau meșteșugul lor, că orice profesie are un secret, da știți? A fost aici, la noi, la Cet Park, și a fost ca o legendă, așa că s-au chinuit să repare un cazan care sub presiune ce a dat tot timpul și au venit niște romi și l-au făcut și au reușit să... și nu le-au zis secretul, da? Și au vrut să-i angajeze pe acolo și... Ei fiind neștiutori de carte. Profesia are niște meșteșuguri. Chiar astăzi am postat ceva și cineva mi-a zis, pulmea, un rom mi-a zis, ar trebui să dispară profesiile astea. De ce să dispară o profesie? Că nu se mai vând acum cazane? Nu e nimic, cum își face lucrul ăsta, poate să-și facă o bijuterie, să facă o cană pentru el în casă. E o profesie... Avea căutare. Sigur. Dacă a venit prințul cear, s-ar lua multe. Da. Cum este pasiunea de lucrurile autentice. Ziceam că se întâmplă un lucru urât din partea mea. Deci dacă la momentul respectiv romii erau foarte bine primiți în apropierea satelor, pentru că aveau nevoie de ei să vină, că venea primăvara, aveau nevoie să-și ascute uneltele, să-și pregătească coasa, plugul, sapa, da? La vremea respectivă. Și nu numai serviciile astea le făceau.
le puiau, v-am spus, erau foarte pricepuți la animale, știau să le tămăduiască, să le curețe, dădeau anumite, știți, că leacurile băbești, cum, da, romii au rețetele lor. Din cele mai vechi timpuri, știți, probabil că multe persoane mergeau la ghicitori, la vraci și de obicei vraciul era tot rom, să știți, și cu leacuri naturiste vindeca. Da. Da? Acum e o știință. Acum romii când se duc și se așează prin unele locații, nu mai sunt așa primiți cum erau așteptați acum 200 de ani, acum 100 de ani, acum 50 de ani. Tocmai aici voiam să ating subiectul ăsta. Probabil, sincer, nici ei nu mai sunt meseriași, ei care erau odată, s-au pierdut aceste meserii. Societatea nu mai are nevoie de meseriile respective, chiar dacă ei le-ar avea, dar mai trist, partea tristă este că, necunoscând istoria, necunoscând obiceiurile romilor, încă în România, la ora asta, există un sentiment de repulsie a ceea ce înseamnă rom, ce înseamnă țigan, așa cum îl știm noi. Da. Asta este lupta grea pe care eu încerc și, dacă ați observat, tocmai de asta încerc să scot în evidență, să aduc în vizorul majoritarilor și faptele bune făcute de romi. Nu? M-aș bucura dacă aș vedea mai des pe la televiziuni, pe la, știu eu, prin media, că furnizează și știri de astea pro, care să arate, bă, nu toți romii sunt hoți, nu toți romii sunt bețivi, nu toți romii sunt, știu eu, că avem și romi de calitate. Da. Dacă media ar face lucrul ăsta, ar fi un pas pentru ca majoritatea să cunoască un pic minoritatea romă și sunt absolut convins că lucrurile s-ar schimba. Da. Revenind un pic la istoria dezrobării, iată cum a decurs aceasta și mă refer, pentru că timp foarte mult nu mai avem, la partea de zona Moldovei. În 1839 este momentul în care se desființează interdicția căsătoriei dintre romi și români. De acord. Până în momentul respectiv exista o interdicție, romii nu aveau dreptul să, robii nu aveau dreptul să căsătorească cu persoane libere. Exact. Dacă o persoană liberă se căsătorea, ca să facem, cu un rob, devenea automat rob. Copiii născuți din căsătoria robilor, din căsătorie, erau robi. Se nășteau robi. Un lucru foarte... În schimb, în 1844 se desființează această interdicție a căsătoriei unei persoane libere cu un rob, iar în lumea căsătoriei, robul devenea persoană liberă, dar trebuia să se răscumpere. Trebuia să plătească, da. Trebuia să plătească. Mihail Sturza, prin două legi, în 31 ianuarie 1844 și 14 februarie 1844, a eliberat prima dată robii din robii mănăstirești și ai bisericii și apoi, prin al doilea act, și robii statului. Iar în 1855, pe 22 decembrie, în timpul domniei lui Grigore Alexandru Ghica, au fost eliberați și robii boierești cu răscumpărare, 8 galbeni pentru țiganii vătrași și, pentru 10. Țiga... Da. Și 4 galbeni pentru lăieși. De acord. Pentru că tot vorbim la un moment dat despre nomadism. Multe discuții. De unde au țigani aur? De unde au salbe? De unde? E simplu. Ei își câștigau existența din vânzarea lucrurilor. La vremea ei, respectivă, din nomazi, nu puteau să investească decât în lucruri care puteau să le care cu ei. Exact. Nu putea să ia pământ, să lase acolo. Și aurul era o investiție care putea fi dusă mai departe. La vremea respectivă, știm, toată lumea era practicat în negoți, în comerț, trocul. Dădeai un produs și primeai un produs în schimb. Romii din cele mai vechi timpuri au fost foarte buni prelucrători ai aurului, a metalelor prețioase. Au considerat la vremea aceea, ca și acum, ca să vedeți că au fost inspirat, că investițiile lor trebuie să fie în aur. De ce? Pentru că, într-adevăr, moneda de schimb era galben, nu știți și dumneavoastră. Da. S-au scurs atâtea generații, că de aia problema asta este actuală, da? Romii, în momentul în care decedează bătrânii, mor, da? Și rămân copiii, la noi este o tradiție. Moștenește tot ce a agonisit părintele și ce a strâns părintele.
Romii nici în ziua de astăzi, să știți, economiile nu le duc la bancă. Nu știu să facă investiții bursiere, nu știu să cumpere acțiuni, o parte din ei, ferească Dumnezeu, știu să facă lucrul ăsta. Dar tradiția spune așa, că tot ce câștigi trebuie să investești într-un lucru care să poți să-l schimbi, să-l convertești atunci când ai nevoie. De aia romii, și ați văzut că la nunțile, când se căsătoresc, romii primesc de la socrii, de la nuntași, un galben, o salbă, două, trei, da? De Napoleon și tot așa. Așa s-a păstrat. Ăsta este motivul adevărat pentru care romii au aur și au cantități, bine, nu toți, dar cei care au aur așa l-au primit, că l-au primit cadou de nuntă, l-au moștenit de la părinți care pe timpul vieții au agonisit și au cumpărat acele monede. Ăsta este motivul pentru care... Și au primit moștenirea de la părinți, părinților. Exact, adică din generație în generație. Averea aia în aur e făcută în câteva sute de ani, nu în 30 de ani ca românii. În 7, în 8, în 10 generații, domnul meu. Ăsta este adevărul. Da. Și mă bucur că o spuneți dumneavoastră. Și, da, tradiții, vă spun ce mai citit. Și dacă aveți mai multe detalii, care sunt valorile cele mai importante în comunitățile de romi? Știu că dacă există vă referiți la valori morale, familie, da. Cultul copiilor, cultul bătrânilor. Da. Dacă îmi dați voie, le enumer eu. Să știți că în mare parte valorile sunt comune. Într-adevăr, romii pun foarte mare accent. Una din prioritățile tuturor romilor este familia. Da? De-aia noi suntem împotriva divorțului. Dacă știți, da. Nu, romii divorțează foarte greu în situații. Familia. La fel, cinstea, adevărul. Și știți probabil că în comunitatea romă se practică crisurile sau staborurile, da? Da. Tocmai de aceea, staborul este practic un for judecătoresc, să zic așa, da? O autoritate care încearcă să scoată adevărul la iveală și să sancționeze pe cel care se face vinovat de o anume greșeală, să zicem așa, da? O infracțiune. Da. Cinstea și să știți că și onoarea. Romii sunt pun preț și pe onoare, să știți. Dar familia este una din valorile de bază, să zic așa. Eu aș merge un pic mai departe și aș încerca să vă zic și de ce. Tocmai datorită greutăților prin care au trecut romii, faptului că au fost marginalizați, că au fost excluși din societățile în care au fost nevoiți să trăiască, asta e și motivul pentru care comunitățile de romi sunt unite. Da, sunt compacte, sunt acum în zilele noastre, mai rare sunt comunitățile, dar le găsim și cele tradiționale, pentru că majoritatea sunt romi asimilați, să zicem noi așa, da. Am reușit să ne... Și vorbim și de familia în sens restrâns, dar și de familia în sens larg, exact, neamul. Da, da. Cu cele trei tipuri de rudenie, de sânge, de încuscrire și de naș. Da. Da? Totul da. La un loc... A fost o problemă la un moment dat, că de multe ori este vorba aceea, vin țiganii și te fură. Are o istorie. Vedeți? Și are și o acum logică. Acum ați atins și preorativul da. Termenului da. Țigan. Și mie, sincer, nu vreau să fiu dur, să zic așa, dar să știți că societatea are o vină mare în ceea ce se întâmplă astăzi. Dacă romii sunt percepuți rău, să zic așa, sunt percepuți tocmai datorită acestor lucruri care au perpetuat în timp. Faptul acesta că când un copil este obraznic, da, și e un lucru des întâlnit, îi zicem, dacă nu te cumințești, te dau la țigan. Dacă nu stai cum te vine țiganul și te ia. Înțelegeți? Ce se înțeleagă copilul ăla săracu? Dacă el aude pe maică-sa că dacă nu stă cu minte, vine țiganul și le-a. E clar că în mintea lui gândește, băi, țiganul e ceva rău, e un fel de bau-bau. E... Da? Deci și noi... se miră că se cunoaște un țigan, da. Că nu-l ia. Da, știți? Chestia asta cu furatul deci fără are vrem... o istorie ei. Spuneți-mi-o, vă rog.
În timpul în care romii erau majoritar nomazi, apărea un fenomen al endogamiei. La un moment dat, trăind toți în aceeași sat, deveneau rude. Foarte se rodeau adevărat, între foarte ei. Adevărat. Și exista de multe ori obiceiul că ajungând în comunități, chiar românești, chiar maghiare, să aducă persoane din afara comunității pentru căsătorie. De multe ori se negocia, de multe ori mireasa era cumpărată, cu galbeni, cu toate astea. Și acum în unele situații erau răpite fete. O să vă zic și povestea și de atunci, ține de tradiție. Ține de tradiție. Haideți să vă zic ce se întâmplă. Sunt acei, parcă multă lume știu, am văzut țigani blonzi. Și da. Să știți că, în general, cei care sunt în acele costume tradiționale, care ați văzut dumneavoastră, sunt blonzi cu ochi albaștri. Să știți, da. Ziceți că fac parte din rasa ariană, dacă îi vedeți. Da. Pe cuvânt, o să întâlniți romi care sunt blonzi cu ochi albaștri. Da. Așa le-i nația, să zic așa, da. Se trag din partea aceea. O să vă zic acum cum e și cu tradiția asta, că la noi, la romi, se fură mireasa, da? Sau noi, romii, zic că a fugit fata sau ăla mi-a furat fata. Știți că se mai practică încă, s-a practicat în cele mai vechi timpuri căsătoriile timpurii și, să zic așa, impuse, da? Adică tatăl, părinții fetei sau a băiatului, stabilește cu cine se căsătorește copilul, fiul, fiica. Unul și înainte de naștere. Da. Și o să vedeți de unde și are rădăcina, că nici eu n-am crezut, a trebuit să mă documentez, să aflu și o să vedeți cât de trist este lucrul acesta. Dumneavoastră știți, sunt convins că știți, boierii foloseau femeile rome în iatacele lor pe vremuri. De aia și foarte mulți copii de romi sunt blonzi, sunt altfel și suntem mixați de foarte mult timp, de acum câteva sute de ani. Pentru că boierii chemau tinerele rome în pat să le maseze picioarele, să-și facă poftele, da? Nu aveau drept boierii, era o regulă impusă și o să, sigur, cunoașteți acest lucru, ca copilul, fata, să fie deflorată de boier. Dacă un rom se atingea de o femeie, boierul nu se mai atingea de femeia respectivă, că, vezi, doamne, era atinsă de un rob sau de un țigan. Da. Ei, ca să apere de multe ori fetele, să nu ajungă în patul boierului, zicea că gata, nu mai e fata mare, că fata mea s-a culcat cu X și punea de cele mai multe ori pe un urât. Să știți, pe unul care era ciumatul și nu mai e. Ca boierul să nu se mai apropie de fiica lui. Ăsta a fost unul din motivele pentru care romii au început să facă, a fost practic să se conserveze. Da. Un fel de autoapărare, să zic așa. Încercau să găsească tot felul de soluții pentru a proteja fetele rome să nu ajungă sclava sexuală a boierului, da. Ca să zicem așa. Da, am avea multe de discutat. Probabil cu altă ocazie, da, cu mare drag. Despre sentimentul rușinii în comunitățile rome, exact. Despre nunta la rom, despre botezul la rom, despre mormântare. Cred că avem foarte multe lucruri, da. Despre dialogul, integrare. Poate într-o altă emisiune. Fiind o emisiune mai scurtă, acum vă fac o propunere. Deși aveam programat o altă emisiune, ați fi de acord să continuăm discuția aceasta pe problemele actuale ale comunității rome, integrare, dialog intercomunitar, vinerea viitoare? Cu mare drag, de ce nu? Pentru că sunt discuții pe care le-am fi terminat într-o emisiune de vreo oră jumate, este mai puțin acum, ar vrea să continuăm acest dialog și pentru finalul acestei emisiuni am să vă rog să transmiteți un mesaj comunității rome cu ocazia Zilei Mondiale a Romilor. Da, tocmai asta a fost motivul pentru care am venit. Am apucat să spunem foarte puține lucruri despre ziua de 8 aprilie, care este Ziua Mondială a Romilor, Internațională a Romilor. Știți, probabil în 1971 a avut loc prima întâlnire a comunităților rome la Londra și s-a stabilit ca 8 aprilie să devină Ziua Internațională a tuturor romilor. Ulterior, în 1990, a fost și
Pentru că timpul este scurt, aș vrea să transmit, să zic un sincer la mulți ani tuturor romilor din toată lumea. Și pentru că tot trecem, România, fraților, traversează perioada asta grea. Suntem loviți de pandemia aceasta. Mai, mult mai important decât la mulți ani, care vi-l transmit și vă zic sănătate și Bacht Haisastimos Roma, But Bășa Angle. Am spus în limba românii la mulți ani tuturor. Aș vrea să vă mai rog să stați în casă, fraților, că este foarte important în perioada asta să stăm în casă, să stăm la distanță de persoanele care știm că au venit din străinătate, că în multe situații s-au întors rudele noastre din prin Italia, Spania, Anglia, pe unde au fost și încă urmează să se mai întoarcă în țară. După cum ați observat, cei care sunt afectați, contaminați, majoritatea celor contaminați cu virusul acesta sunt persoane care s-au întors recent din străinătate. Stați, vă rog, departe, stați în perioada asta de carantină departe de aceste persoane, evitați să intrați în contact, spălați-vă, dezinfectați-vă, folosiți atunci când ieșiți în public măștile și mănușile și încercați să ieșiți cât mai puțin din casă până va trece această perioadă. Încă o dată, la mulți ani tuturor, sănătate și să ne vedem cu bine! Dragii noștri, astăzi am discutat despre istoria, tradițiile, valorile comunității rome. Vom continua această discuție și vinerea viitoare. Mulțumesc domnului Ferraro pentru prezența în emisiune și sper să avem și vinerea viitoare un dialog la fel de interesant și de fructos pentru o mai bună cunoaștere dintre majoritari și minoritari. Cu mult drag!